De ce eșuează majoritatea businessurilor? Din perspectiva mea, eșuează pentru că antreprenorul nu exprimă suficient de bine valoarea produsului sau serviciului pe care îl pune în lume, astfel încât potențialul client să înțeleagă valoarea pentru el și să zică, da, mă interesează. Sunt foarte multe business-uri care încep acum, care, da, încă un coach, încă un consultant, încă un web designer, încă o carte, încă un joc, încă ceva și oamenii nu cumpără. Aparent nu cumpără pentru că, din perspectiva antreprenorului, crede el că prețurile sunt prea mari, dar, de fapt, omul nu a înțeles exact de ce să cumpere. Este foarte important în ziua de astăzi, pentru că sunt atât de multe oferte, atât de multe opțiuni pe care oamenii le au, să articulezi extraordinar de bine de ce omul să aleagă produsul sau serviciul tău. Care este valoarea pe care clientul o percepe ca valoare din perspectiva lui și nu din perspectiva ta, astfel încât el să fie dispus să-ți dea banii pe care îi ceri. Este o întrebare simplă la care răspunsul e un pic mai complex și mai complicat, de aceea ai nevoie de un mentor, de aceea ai nevoie de un program, de aceea ai nevoie de ghidaj ca să scoți din tine răspunsurile la întrebările potrivite, astfel încât să ai un mesaj interesant, un mesaj care să îl facă pe om să spună da, vreau acum să-ți cumpăr produsul sau serviciul. Alte motive pentru care businessurile eșuează este că nu au produsul potrivit, deși ei cred că au, antreprenorii spun, păi nu, produsul meu este cel mai bun, dar nu corespunde întru totul cu ceea ce își dorește piața, ceea ce își dorește clientul ideal. Sau nu este împachetat suficient de bine, nu este marketat suficient de bine, nu este prezentat suficient de bine, poate că nu sunt canalele de distribuție alese corect, poate că mesajul, după cum spuneam, poate că clientul ideal nu este cel ales corespunzător și antreprenorul încearcă să vândă de toate pentru tot și atunci evident că mesajul este pierdut într-o mulțime de alte mesaje. Și de fapt toate aceste lucruri pleacă de la lipsa clarității. Pentru că businessul în ziua de astăzi nu este simplu, este din ce în ce mai complex și dacă nu ai claritate să știi exact ce vinzi, cui vinzi, la ce bani vinzi, de ce să cumpere omul, cine este clientul tău ideal, care este oferta ta irezistibilă, astfel încât omul să zică atunci da pe moment, atunci este dificil și oamenii pur și simplu nu cumpără. De aceea am dezvoltat acest program de 3 luni, Smart Business Starter, care te va ghida prin pașii corecți, astfel încât tu să pleci de la idee, să ajungi la plan și să ajungi la acțiunile potrivite, astfel încât la sfârșitul celor 3 luni, nu numai să știi exact toate lucrurile acestea, dar să ai și clienți. Asta e promisiunea mea pentru tine. Dacă urmezi toți pașii pe care îi facem împreună, tu vei avea primele vânzări în timpul acestor 3 luni pe care le petrecem împreună. Este o călătorie minunată în care vei parcurge diverse webinarii, live-uri, checklist-uri, videouri, workbook-uri, întrebări pe care eu ți le dau pas cu pas. Evident, vom avea și sesiuni live online în care vei veni cu întrebări, iar eu îți voi răspunde punctual la absolut toate întrebările de care tu ai nevoie să știi, astfel încât să ai claritate, să știi exact cum ajungi cel mai repede să-ți îndeplinești obiectivele. Misiunea mea este să sprijin 1 milion de antreprenori și îmi doresc ca mai mulți din ei să fie din România, să aibă un impact în lume, să facă viața oamenilor mai bună, în același timp să-și îndeplinească și ei obiectivele personale. Și de aceea îți propun să lucrăm aceste 3 luni împreună, pentru că eu sunt absolut convinsă că viața ta va fi diferită după acest program, pentru că vei avea business-ul care să te satisfacă cu adevărat, să te reprezinte și să lase ceva în urmă. Clic pe acest buton și hai să mergem împreună pe această minunată călătorie de a construi un business, cum numesc eu, smart, inteligent, care îți dă ție exact ce-ți dorești.